Deschidem Sfânta Biblie la pagina 1010, la Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 15, de unde vom citi pentru această dimineață cea mai cunoscută pildă. Pilda fiului pierdut sau, dacă vreți, a fiului risipitor, începând cu versetul 11. El a mai zis, un om avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său când era încă departe. Tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim. Și au zis motivul, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Doamne, ajută-ne și pe noi să ne veselim în Tine astăzi. Amin. Cu respect vă invit să vă reașezați. Este o mare bucurie pentru mine și onoare în același timp să fiu în această dimineață împreună cu soția mea la Sacramento, în Biserica Domnului Maranata. Suntem de o perioadă scurtă de timp în America, am venit la Arizona inițial cu ocazia căsătoriei unui cumnat de-al meu. Ne-am bucurat acolo câteva zile cu frații din Arizona, de la Happy Valley, de la Biserica Maranata. Și apoi am călătorit spre dumneavoastră, fiindcă aici la dumneavoastră avem prieteni. Și prietenii se vizitează ori de câte ori au ocazia. Este vorba de familia Bulzan, fratele Cristi, sora Alina, copiilor, pe care zicem Dumnezeu să-i binecuvânteze. Ne-au plimbat în zilele acestea să vedem locurile minunate și frumoase și ne-am bucurat nespus de mult. Tot am auzit că America e extraordinară. Acum am văzut cu ochii noștri și dați-mi voi să vă spun ceva. Pământul ce l-a creat Dumnezeu este minunat. Oriunde am fi, Dumnezeu lucrează extraordinar. Slăvit să fie numele Lui. M-am bucurat să-L cunosc și pe pastorul dumneavoastră, pe fratele Moise, un om special. Mi-am dat seama din primele vorbe ce le-am schimbat în parcarea bisericii că e un om cu stofă. Și când i-a prezentat pe frații care au împlinit 60 de ani de la căsătorie, mi-am dat seama și mai mult. Un om binecuvântat de Domnul. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Zilele acestea am avut ocazia să-l întâlnesc și pe Alin Ilaș, un fost coleg de la Institutul Teologic. Ne-am înțeles bine în școală, chiar dacă am fost cu 2 ani mai mare. M-am bucurat să ies cu el într-una din seri, să împărtășim din nou gânduri frumoase împreună. Dumnezeu să te binecuvânteze, Alin, pe tine, familia ta și toată Biserica Maranata să fie binecuvântată de Domnul. Acum, introducerile prea lungi la predică nu sunt bune, nici nu-mi plac. Haideți să trecem direct la subiect. Fratele păstor a zis yes. Mă bucur. Dragii mei, e o tragedie dacă o familie pierde la un moment dat un copil. Și se lasă durere și neliniște și frământare. Însă dacă acel copil ajunge în viața lui, acel tânăr, să-l piardă pe Dumnezeu,
tragedia și durerea este mult mai mare. Mă gândeam dacă stai în fața unui examen important în această viață, indiferent cum se numește el, și după ce ai învățat și te-ai trudit și te-ai pregătit, ajungi să pierzi examenul acela, suferi, ești tristă, trist. Și zici, Domnule, ce tragic. Însă dacă ajungi să pierzi în această viață examenul relației dintre tine și Dumnezeu, e mult mai tragic, mult mai trist, mult mai dureros. Există tineri în lumea aceasta care suferă atunci când, după ce au fost implicați într-o relație, visau frumos la căsătorie, la ziua aceea mare și extraordinară, a mers în relația lor câteva luni și ceva s-a întâmplat. Și s-a fisurat relația, s-a rupt. Și suferă, unii se închid în camera lor noaptea, plâng, nu mai au chef de nimic, sunt disperați și spun, Domnule, ce tragedie! Însă dacă ajungi în această viață, la un moment dat, să rupi relația, nu dintre tine și băiatul cu care ai vorbit, nu dintre tine și fata cu care ai vorbit, ci să rupi relația dintre tine și Dumnezeu, e mult, mult, mult mai tragic. Cea mai mare tragedie ce se poate întâmpla unui creștin e ca într-o zi să aleagă să trăiască departe de Dumnezeu. Și în dimineața aceasta, despre subiectul acesta voi predica, tragedia de a trăi o viață departe de Dumnezeu. Va trebui ca să înțelegem pilda aceasta pe de adevăratelea. Va trebui să ne punem în papucii evreului din secolul I după Hristos. Mă refer în sens figurativ. Ca să putem înțelege mesajul acestei pilde. Iată cum începea pilda noastră, versetul 11. Un om avea câți fii, am citit? 4, nu? Nu, dar câți? 5? Un om avea 2 fii, spune cuvântul lui Dumnezeu din pilda noastră de astăzi. Cel mai tânăr din ei, într-o zi anume, din istoria vieții lui, îi zice lui taică-său, tată, dă-mi partea de avere ce... Și au zis, ce tată generos, ce taică-s-o, frate, tot mai mare, unde-i? Ia cheamă-l puțin până la mine, că vreau la amândoi să vă împart avere. Pentru noi, cei din luna mai 2024, nu ne surprinde cu absolut nimic mesajul acestui tânăr către tatăl lui. Nu pare ceva wow, ceva ieșit din comun. În secolul I după Hristos a rostit astfel de cuvinte, un tânăr în fața tatălui său stârnea cu adevărat un șoc emoțional. Părea ceva incredibil, ceva de necrezut. Kenneth Bailey, un expert evreu în interpretarea pildelor, spunea el, vă citesc, este o rușine și o insultă pentru un fiu să adreseze o astfel de cerere tatălui său. Era ca și cum i-a spune la taică-s-o, tată, n-ai murit încă? Și vreau să vă aduc aminte ceva în dimineața aceasta. Știți că societatea vremii de atunci era mult diferită de societatea vremii zilelor noastre? Atunci societatea era una patriarhală. Astăzi este una democratică. Un tată avea mult mai multe privilegii atunci. Un tată putea lua măsuri drastice împotriva fiului său. Nu ca astăzi. Era mult diferit de astăzi. Și cu toate acestea avem înaintea noastră un tată care ne surprinde, un tată uimitor. El nu ia nicio măsură, nu condamnă afirmațiile băiatului său, afirmații obraznice de un tupeu ieșit din comun. Parcum ar fi, să zicem astăzi, să vină băiatul tău la tine care ești tată și să-i că tată, știi, ai ceva proprietăți, uite, proprietatea cu tare sau casa cu tare, treci-o pe numele meu, că dar mi se cuvine, nu-s băiatul tău. Sau tata, ai nu știu câte mașini, uite, mașina aia care e cea mai frumoasă, să o trăiești pe numele meu, că mi se cuvine. Și am putea continua lista de exemple aici. Dom'le, ce tupel, ce obrăznicie crasă, ce va ieși din comun.
Cu toate acestea, Tatăl din pilda noastră nu reacționează, nu ia nicio măsură, nu ia nicio decizie ieșită din comun și ascultă Fiul fără niciun fel de reproș. Ceva uimitor, ceva paradoxal. Ba mai mult zice, mă, vreau să-i dau și la frate tău care e mai mare. Partea de avere care îi revine. Știți că acest tată din pilda noastră este descrierea ideală, dacă vreți, descrierea perfectă a Tatălui nostru din ceruri. Dumnezeu ne iubește nespus de mult, oameni buni. Dumnezeu ne iubește peste așteptări. Avem un tată care are răbdare cu noi, un tată generos, un Dumnezeu care oferă a doua șansă, un Dumnezeu care se poartă cum nu ne așteptăm. Peste așteptările noastre. Știți că Dumnezeul acesta ne dă libertatea de a ne alege destinul? Știți că El ne oferă libertatea de a decide ce facem cu tinerețea noastră, cu viața noastră? Dragostea Lui oferă libertate persoanei iubite. Nu e o dragoste posesivă, ci o dragoste care oferă libertatea de a alege. Această dragoste oferă totul. Și interesant, băiatul acestui tat, cel mai tânăr, primește totul. Am fost surprins de faptul că a primit chiar și posibilitatea de a-și respinge tatăl, de a-l abandona, ceea ce și face în cele din urmă. Ia decizia de a pleca de lângă tatăl lui, care îi oferă asemenea dragoste. Apoi vreau să știți, dragostea asta nu una bazată pe declarații mari, pe vorbe faimoase, ci este o dragoste care acționează, o dragoste care se dăruiește, o dragoste care împarte în ciuda atitudinii fiului său. Oameni buni, frați și surori, pilda aceasta mult auzită de noi este ilustrarea ideală și perfectă a dragostei lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Însă pilda aceasta mai ilustrează ceva ce nu ne place să auzim. Cum omul care este așa de mult iubit de Dumnezeu ajunge la un moment dat să-i întoarcă spatele și să aleagă drumul lui, omul în această viață, trăind departe de un asemenea Dumnezeu atât de generos și plin de iubire. Avem în fața noastră astăzi un băiat, un tânăr, care asta face. Deși îl iubea tatălui, alege să plece în lumea largă, să străiască viața cum vrea, departe de tatăl lui, departe de Dumnezeul adevărat, și se pune întrebarea astăzi: mai poate un asemenea fiu să dea ochi într-o bună zi cu tatăl lui? Mai poate el, care a făcut atâta rușine tatălui său, să fie primit, să fie acceptat? Mai poate ierta Dumnezeu pe unul care a decis să trăiască departe de el? În ciuda la toate acestea, știți ce ne spune pilda noastră? Că acest tată își primește băiatul cu atâta drag. L-așteaptă de multă vreme. Abia apucă să-și revadă fiul, să-l întâmpine. Am stat și m-am gândit câtă răbdare a avut acest tată cu el. Și mă gândesc la noi astăzi câtă răbdare are Dumnezeu cerului și al pământului cu noi oamenii. Vedeți, acestui băiat tatălui nu l-a așteptat cu o noia, cu o bâtă, cum zicem noi românii. Nu i-a dat un cancer în metastază, n-a zis în drumul lui spre casă să lovească primul stâlp și să ajungă într-un cărucior cu rotile. Din contră, după toate cele petrecute, își așteaptă băiatul cu brațele deschise. Îl îmbrățișează și veți vedea, îl sărută mult. Oare care sunt lecțiile de viață pentru noi astăzi din pilda aceasta a fiului risipitor, din Luca 15, vorbind despre tragedia de a alege să trăiești o viață departe de Dumnezeu? Știți care e prima lecție a pildei?
cât de mult ne iubește Dumnezeu, chiar și atunci când noi alegem să trăim departe de El. Asta nu înseamnă că Dumnezeu e de acord cu trăirea departe de El. Asta nu înseamnă că predicăm o evanghelie a prosperității, nu, nu. Dar acest tată a continuat să-și iubească fiul, chiar dacă fiul a ales într-o bună zi să plece de lângă tatălui. Știți ce e interesant? În loc ca fiul să alerge spre tatăl, la întoarcerea spre casă, știți ce spune pilda? Tatălui, când l-a văzut, a alergat spre fiul. În cultura vremii de atunci, cultura iudaică, nu se întâmpla ca un om mai în vârstă să alerge spre unul mai tânăr. În cazul nostru, tatăl să alerge spre băiat. Era o sfidare a tradiției și a regulilor vremii. Și în ciuda la asta, avem de-a face cu un tată care calcă în picioare tradiția, nu-i pasă de ea. Și când își vede fiul în îndepărtare, aleargă, cade pe grumazul lui și îl îmbrățișează. Știți că sărutarea tatălui era semnul acceptării fiului, o acceptare deplină, o acceptare totală. Apoi acest tată dă ordin ca băiatul lui să fie îmbrăcat în haina care? În haina, auziți, cea mai bună. Era haina de sărbătoare a tatălui, era semnul pentru ceilalți că fiul lui este iertat și este acceptat din nou în familie. Și apoi, interesant, zice acest tată, să se aducă și să-i se pună în deget ce? Inelul. Vreau aici să fim foarte atenți. Nu vorbim de inelul de căsătorie, nu intru în detalii. Dar sunt oameni la ora asta ce, domn, eu n-aș putea să port unghiul, nu aș putea să-mi pun și eu niște inele. Așa, care nu reprezintă nimic. Știți că inelul în cultura iudaică de atunci purta pecetea familiei. Orice act de vânzare, cumpărare era validat cu inelul respectiv. Punerea inelului în deget în cultura iudaică presupunea dreptul de acces la contul de la banca familiei, autoritate și acces la proprietatea familiei. Un lucru uimitor. Nu că îi se născocea cuiva în cap următoarea idee, mă, eu am văzut că tinerii ăștia căsătoriți poartă inel de căsătorie. Eu sunt necăsătorit, acum mi-așa, deși mie e bine să am și eu un ghiul sau un inel. Eu vreau să te întreb astăzi, dacă îți pui un ghiul, pecetluiești actele de vânzare, cumpărare a unei proprietăți, a unei mașini, ai acces la contul de la bancă prin inelul respectiv, vedeți? Cultura vremii de atunci era mult diferită de cultura vremurilor noastre. Și noi trebuie să înțelegem Biblia în contextul în care ne-a fost dată. Ba mai mult, zice că tatăl, auziți, îi pune sandale în picioare. Știți că numai oamenii liberi umblau încălțați în acele zile? Sclavii, oamenii săraci umblau desculți. Și atunci nu exista asfalt. Cei mai mulți umblau prin țărâna vremii. Erau drumuri pietruite și picioarele lor erau pline de praf. Punerea sandalelor în picioare arăta din partea tatălui către ceilalți că fiul lui este reabilitat la poziția inițială de fiu, nu de slugă, nu de sclav, nu de rob, ce primit ca înainte, ca fiu, în casă. Apoi urmează ceva interesant. O spăță. Zice taică să se aducă vițelul cel îngrășat și să fie tăiat. Vițelul cel îngrășat se tăia în cultura evreilor doar atunci când se dădea o sărbătoare. Și tata zice, vă aduc aminte un lucru important, zice, cei care au participat la actul tăierii, despre care vorbește Midrașul, când fiul ăsta și-a făcut de cap și-a plecat în lume, se întâmpla următorul fapt. Cel față de care s-a greșit împreună cu membrii familiei lui, împreună cu prietenii, cu vecinii, ieșau în mijlocul străzii în fața casei celui vinovat. Cel față de care s-a greșit, în cazul nostru tată, lua un vas de lut și îl spărgea în plină stradă. Și apoi rostea următoarele cuvinte. Acest tânăr, în cazul nostru, este declarat mort
și pierdut din punct de vedere social și spiritual. Și se mai putea face reabilitarea lui într-un singur mod, dacă cel față de care s-a făcut vinovat decreta să fie reabilitat. Și știți ce face Tatăl nostru? Zice, cei ce ați participat la actul tăierii, când a ales acest tânăr să plece în lume, pentru voi vreau să fac sărbătoare, să fiți prezenți și la actul reabilitării, repunerii lui în poziția de fiu. Tăiem vițelul cel îngrășat, facem sărbătoare, că băiatul ăsta al meu a fost mort și și-a înviat. Câtă bucurie, vă puteți imagina? Ce sărbătoare! Asta e prima lecție a pildei de astăzi. Cât de mult ne iubește Dumnezeu. Chiar și atunci când noi alegem să ne depărtăm de El. Urmează lecția numărul 2. Știți care e cea de-a doua lecție? Cât de mult ne afectează păcatul când îl acceptăm în viața noastră. Vedeți, nu predicăm o Evanghelia prosperității, predicăm adevărul Sfintelor Scripturi. Asta e cea de-a doua lecție din pilda de astăzi, cât de mult ne afectează păcatul când îl acceptăm în viața noastră. Să știți că e dreaptă vorba. Păcatul te duce mai departe decât îți propui să... Păcatul te ține mai mult decât îți propui să... să stai. Și păcatul te costă mai mult decât ești dispus și dispusă să plătești. Mă gândeam că adesea facem aceleași greșeli ca și tânărul din pilda noastră. Ajungem să ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu din dorința de mai multă libertate, de mai multă independență. Îi risipim apoi binecuvântările, dăm cu piciorul în sănătate, unii dau cu piciorul în familie, dăm cu piciorul în bani, dăm cu piciorul în frumusețe, în caracter. A investit Dumnezeu daruri, a investit Dumnezeu abilități, a pus Dumnezeu atâtea lucruri de preț în noi și sunt oameni care pur și simplu dau cu piciorul în toate acestea. Și apoi ne mirăm, mă, cum cu tare a ajuns sclavul alcoolului? Cum cu tare a ajuns să fie robit de droguri? Cum cu tare a ajuns să nu mai poată trăi fără a fuma? Să nu mai poată trăi fără a minți la 2-3 minute, fără a înșela oameni buni? Apoi, de la sclavie, este doar un pas până la disperare. Și știți unde duce disperarea pe cei mai mulți dintre oameni? La distrugere. Am citit o carte despre cum să ajunge la suicid. Și în cartea aceasta erau prezentați cei 5 de D. O descurajare duce la dezamăgire. Dezamăgirea duce la depresie. Depresia duce la disperare. Și disperarea duce la distrugere. N-ați auzit de atâtea vedete ale lumii acestea? Au avut bani, au avut faimă, au fost pe cele mai mari scene ale lumii, în cele mai tari concedii posibile, case ca ei, mașini ca ei. N-au avut nimeni sau foarte puțini. Și dintr-o dată auzi culmea și-o puși triangul la gât, s-o urca pe o clădire, s-o aruncat în gol, a luat un punct de medicamente și-o zis, nu se merită să mai trăim. Or avut de toate, dar au avut un mare gol interior, neavând o relație cu Dumnezeu, alegând să trăiască departe de El. Fiindcă oameni buni, păcatul întotdeauna acceptat în viața cuiva va duce la distrugere. Care sunt lecțiile de viață pentru noi din pilda aceasta? Prima, cât de mult ne iubește Dumnezeu, chiar și atunci când noi alegem, decidem să trăim departe de El. A doua lecție, cât de mult ne afectează păcatul când îl acceptăm de bună voie în viața noastră. Și trei, ultima lecție a mesajului de astăzi, cât de importantă este pocăința în urma unei căderi spirituale. Cât de importantă este pocăința în urma unei căderi spirituale. Dragul meu, nu contează așa mult cine ești în această zi. Pe foarte puțini de dumneavoastră vă cunosc.
Nu contează ce vârstă ai, de câți ani ai venit în America, că te-ai născut aici. Poate ești unul dintre aceia care te-ai depărtat de Dumnezeu în ultimii ani, în ultimile luni. Poate te-ai depărtat de biserică, te-ai depărtat de frați, de surori. Te-ai depărtat de viața de rugăciune, nu-ți mai place postul, te-ai depărtat de Biblie. Ascultă-mă, am o veste bună în această dimineață. Dacă vrei să te apropii din nou de Dumnezeu, dacă vrei să te apropii din nou de biserică, dacă vrei să te apropii din nou de cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrei să scapi de vicii, să scapi de patim, soluția este una singură și se numește pocăința. Amen. Mi-a zis unul cândva: ce mă, mie îmi place la voi la Jebe, la biserică, era prieten. Ce îmi plac cântările, zice, aveți o fanfară extraordinară, cântă corul deosebit, zice, aveți predici extraordinar. Și începea el așa să laude ce îi plăcea la biserică, dar zice, un singur lucru nu-mi place când vin la voi la biserică. Eu mă așteptam să zică rugăciunea în comun, că astea nu prea place mult. Știi ce mi-a zis? Nu-mi place cuvântul pocăință. Ce mă, cum faceți voi pocăiții, cum nu faceți? Mereu întoarceți mesajul cântărilor spre cuvântul pocăință, mereu întoarceți mesajul poezilor spre cuvântul pocăință, mereu întoarceți mesajul predicilor spre cuvântul pocăință. Zice, asta nu-mi place când vin la biserică. Ce mă, cred că voi aveți o Biblia voastră separată de a noastră și numai asta le băgați în cap la oameni că trebuie să se pocăiască. Mă uit la el și zic așa: știi că există atâtea cuvinte în limba română care nici mie nu-mi plac. Dar asta nu înseamnă că le scot din limba maternă, nici n-am puterea asta, nici nu fac asta. Zic, de pildă, vreau să știi că nici mie nu-mi place cuvântul spital. Dacă s-ar putea să nu fie. Zic, nu-mi place absolut deloc cuvântul spital. Am tot respectul pentru doctor, pentru asistenți, asistente, infirmiere și așa mai departe, pentru toate cadrele care lucrează în cadrul unui spital. Dar nu-mi place, zic, cuvântul ăsta spital, dacă s-ar putea să nu fie în limba noastră. Dar nu-l scot afară din limba română. Și zic, aș putea să-ți dau în și în cuvinte care nu-mi plac. Zic, omule bun, la fel cum există cuvântul spital în limba română și alte cuvinte care poate nu ne plac, dar sunt necesare, tot la fel, ca un fir roșu în Sfânta Biblie, este cuvântul pocăință, adică întoarcere la Dumnezeu. Și nu putem scoate cuvântul ăsta din Sfânta Biblie a lui Dumnezeu. Și zic, ia du-te acasă, Biblia care o ai, traducerea care o ai, caută de la Genesa la Apocalipsa să vezi. Vei găsi cuvântul ăsta și o să spun eu, îl vei găsi de nenumărate ori. Știți ce înseamnă pocăința asta? Foarte simplu de înțeles pentru noi. Exact ce a făcut tânărul nostru din această pildă. Mai întâi, la nivelul minții, a recunoscut că prin păcat se face vinovat în fața Tatălui Său. Adică, spiritual vorbind, prin păcat ne facem vinovați în fața lui Dumnezeu. Ăsta e primul semn a pocăinței autentice, când omul la nivelul minții recunoaște că prin păcat a greșit și se face vinovat în fața lui Dumnezeu. Apoi, știți că pocăința asta a mers un pas mai departe la tânărul din pilda noastră? La nivelul sentimentelor lui l-a prins o stare profundă de regret, de remușcare, de căință și a zis așa: am să-i spun la taică-mi-o, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Vreau să mă faci ca pe unul din argații tăi, adică ca pe slugile, servitorii din casă. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Adică l-a prins un regret profund, o stare de părere de rău. Mă, mi-am bătut joc de tinerețe. Uite, am trăit într-un hal fără de hal. Nu mai merit să fiu fiul lui tata. Când omul se pocăiește sincer în fața Creatorului, în fața lui Dumnezeu, îl prinde starea profundă de căință, de regret, de remușcare și zice: Doamne, cum am putut trăi? Doamne, în ce păcate m-am bălăcit? Doamne, cum am putut trăi într-un hal fără de hal? Doamne, iartă-mă! Doamne, primește-mă! Și apoi, pocăință, merge un pas mai departe. La nivelul voinței, omul ia decizia de a renunța să mai trăiască în starea de păcat. Știți ce face tânărul din pilda noastră? Zice, mă voi scula din starea în care mă aflu și mă voi duce înapoi la tatăl meu. Și știți ce face în secunda 2? Se ridică din starea în care se afla
Și se întoarce înapoi la tatăl lui. De ce înapoi la tatăl lui? Fiindcă la tatăl se bucura de apartenența de fiu. La tatăl se bucura de belșug, de binecuvântare. Nu era nicăieri în lume ca la tata. Nu există oameni buni nicăieri un loc pe planeta numită pământ ca în prezența lui Dumnezeu. Ca lângă Dumnezeu. Ca în voia lui Dumnezeu. Odată doi tineri tot au auzit ei că în Sfânta Biblie scrie că noi oamenii trebuie să ne pocăim. Ăștia erau tineri, veseli, plini de entuziasm, viața le stătea înainte și o zi, mă, dacă e drept ce scrie în Biblie că trebuie să ne pocăim, hai să aflăm și noi răspunsul la curiozitatea asta, când ar trebui să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Și ori aflat ei că pe o anumită stradă, într-o anumită zonă, era un om serios al lui Dumnezeu. Zic noi la omul ăsta și mai în vârstă și cu experiență, om al lui Dumnezeu sincer, merem să-l întrebăm când trebuie să ne pocăim. Și s-au dus într-o bună zi la el, i-au bătut la poartă, l-au strigat, l-au întâlnit pe omul lui Dumnezeu, l-au schimbat câteva vorbe și la urmă zice, uite, zice unul din ei, uite de ce am venit noi la dumneata. Dumneata ești om serios, om al lui Dumnezeu, cu teamă de Dumnezeu, care cunoști Biblia, poți să ne spui și nouă când ar trebui să ne pocăim. Și omul lui Dumnezeu i-a privit în ochi și l-a zis, tineri, aveți viața înainte, sunteți tineri, frumoși, ar fi bine cu 5 minute înainte de moarte să vă pocăiți. Wow, ce bine le-a căzut lor, ce interesant. Ori mai schimbaie câteva vorbe și ori plecat de la casa omului lui Dumnezeu. Pe stradă, parcă mi și imaginez, fluierând, vesel. Mă, numai o tinerețe avem. Mănâncă bine, bea, distrează-te, du-te la clubul de noapte cel mai tare, folosește substanțele alea interzise, fă-ți de cap, că numai o tinerețe ai. Și ăștia vesel, nu mai puteau de vesele. Bă, auzi cu 5 minute înainte de moarte. Ne-o împocăi. Și Dumnezeu ne-o salva sufletul și ne-o trimite în rai. Numai că în drumul lor spre casă, așa vese și entuziasmați cum erau, unul se oprește brusc în plină stradă. Să uite la celălalt. Și celălalt zice, ce s-a întâmplat cu tine? Ce? De aia atitudinea asta. Zice, mă, noi acum câteva minute când am fost la omul lui Dumnezeu și l-am întrebat când să ne pocăim, el ne-a zis că cu 5 minute înainte de moarte. Dar știi ce nu ne-a zis? Păi nu ne-au zis când murim. Wow! Și ăsta îl întreabă, zice, ce-i de făcut în situația asta? Păi zice, nu ne-am depărtat foarte mult de casa omului Dumnezeu, hai să ne întoarcem repede din drumul nostru și să o luăm în goană mare spre casa omului Dumnezeu, să-l întrebăm, ne poate răspunde și la întrebarea asta, când murim? Și s-o întors înapoi la omul lui Dumnezeu. De data asta când l-a ieșit în întâmpinare, eu văzut schimbați la față, sobri, foarte panicat. Mă băieți, ce s-a întâmplat cu voi? Când ați venit la mine, erați relaxați, vesel, ce s-a întâmplat cu voi? Unul din ei zice, uite, prietenul ăsta meu, când ne întorceam noi spre casă, bucuroși, că cu 5 minute înainte de moarte ne-am pocăit și noi și o merge în cerul lui Dumnezeu, zice, ăsta s-a oprit brusc în stradă, o înțepenit, s-a uitat la mine și a zis, că dumneata omului Dumnezeu nu ne-a zis când murim. Noi de-aia ne-am întors în grabă mare. Puteți să ne spuneți, l-au întrebat pe omul lui Dumnezeu, și când vom muri? Știți ce le-a zis acest om al lui Dumnezeu? Prieten, s-ar prea putea ca ultimele 5 minute din viața voastră să fi început deja. Pocăința cunoaște o singură vreme. Acum, aici, astăzi, amânarea e periculoasă. Dacă este vreunul care s-a depărtat de Dumnezeul adevărat, care trăiește distant de El, care își vede slăbiciunile, păcatele și vicile în această zi și care vrea să se întoarcă înapoi la Tatăl taților, la Dumnezeul cerului și al pământului, trebuie să știe cheia, soluția este pocăința. Îți recunoști păcatul, îl regreți, iei decizia de a renunța la păcatul din viața ta, spui, Doamne, cât de mult m-a afectat starea asta de păcate, de vicii, Doamne, m-am bălăcit în tot felul de nelegiuiri, iartă-mă! Primește-mă! Și Dumnezeu te primește, și Dumnezeu te iartă, și Dumnezeu te schimbă, fiindcă avem un Dumnezeu extraordinar. Stau și te întreb, de cât timp așteaptă Dumnezeu să te întorci, să iei atitudine
și să schimb viața. De cât timp? Puneți întrebarea asta și spune: Doamne, în urma acestui mesaj, de astăzi, 5 mai 2024, iau decizia să mă întorc înapoi în prezența Ta. Dumnezeu să ne ajute. Amen.